Bună ziua, doamnă directoare! Bună ziua, profesor! Doamna directoare Zărnescu, de la unul din cele mai prestigioase licee, chiar dacă se cheamă Rugin, este prestigios pentru că e o unitate de învățământ foarte serioasă și depun mărturii că a fost profesor aici. Un an, da? Fost. Prin urmare, doamna directoare Zărnescu ne-a invitat la o manifestare interesantă astăzi, cei drept 17, dar tot ar fi prima zi după Eminescu. Ce urmăriți, doamnă directoare, cu ce urmează să vedem noi pe film? Ca în fiecare an și anul acesta, în școala noastră, se organizează o suită, să spun, de acțiuni dedicată marelui poet Mihai Eminescu. Spun o suită prin faptul că vineri a avut loc la Biblioteca Județeană a orașului nostru o altă manifestare dedicată marelui poet, iar astăzi continuă o acțiune pe care o organizăm în școală de data aceasta cu elevii școlii și cu elevi de la școala numărul 6 care sunt vecinii noștri și sperăm că în viitorul apropiat să fie elevii noștri. Dincolo de faptul că este o acțiune de promovare a liceului, este o acțiune de, hai să zicem, de respect și de ce nu de... Da, elevii trebuie să știe... Elevii trebuie să știe, tinerii de astăzi trebuie să știe să respecte valorile, să le pună în evidență, pentru că altfel, dacă am trece cu vederea peste anumite evenimente, am ajunge la un moment dat să nu ne mai regăsim noi ca nație, ca popor. Dar și fiind aceea... că dumneavoastră aveți o activitate prodigioasă în învățământ, este Eminescu un model? Este. Categoric este un model și atunci ziua aceasta nu trebuie niciodată să o uităm, nu trebuie niciodată să nu aducem în discuție opera, viața, activitatea, modelul de tânăr, hai să spunem, pe care trebuie să-l urmeze elevii noștri. Doamnă directoare, vă mulțumim. Trecem la fapt. Și eu vă mulțumesc mult de tot. Dorim mai înainte de toate să trăim acest moment unic în fiecare an, repetabil, tocmai din fericire, pentru că în fiecare an ne-am propus prin diverse forme să îl aducem pe Eminescu printre noi, în gândurile noastre, în sufletele noastre, alături de noi să simțim mai ales creația și poezia lui Eminescu. Este 17 ianuarie, dar noi ne aflăm în preajma momentului aniversar, 15 ianuarie 1850 s-a născut Mihai Eminescu. În fiecare an putem spune că de câteva secole încoace reiterăm această zi de naștere eminesciană. O repetăm în gând, în suflet, în conștiința noastră românească. Se șapte de spațiu de nume, titular al etnologilor români, din toate timpurile, și poate pentru că sunt șeful unui grup de presă, care astăzi reprezintă o televiziune pe internet, tv.ro, reprezintă un emisor radio bărlat și ziarul pe care vedeți dumneavoastră, unii l-ați văzut sau îl vedeți, americanul, care de 15 ani de când apare, iar acesta are longevitate absolut impresionantă, pentru că nici înainte de Revoluție, până la Revoluție și nici după, nu există un ziar mai longeviv decât acesta. Este o misiune grea să vă pot reține atenția cu cel puțin câteva lucruri care cred eu că ar merita pentru dumneavoastră. Țin cont însă că toți sunteți aici cu sufletul deschis, vreți să auziți cât mai multe, cât mai importante lucruri care să vă folosească în viață. Că, spre exemplu, televiziunea lui sărbătorește 20 de ani. A sărbătorit acum vreo lună și încă tot anul ăsta tot putem vorbi de minim 20 de ani de televiziune la Vaslui. Trebuie să țineți cont că a fost prima televiziune din Moldova și licența numărul 001 din țară. Deci a fost un deschizător de drumuri și, mă rog,
am reușit o televiziune plecând de la zero, de la nimic aproape. Muncă, încredere și uneori sprijin, dar și câte contre. Pe urmă, ar trebui să vorbim de 140 de ani de presă locală. Poate știți voi că în 1870 a apărut ziarul Semănătorul la Turlat. Dar și 135 de ani de presă vazuiană. Da, abia am împlinit 2010, putem vorbi deci de 135 de ani de presă locală vazuiană, pentru că în 1875 a apărut primul ziar local numit Albina Vazuiului. Să știți că ce vă spun sunt noutăți. Și dacă o să le spuneți chiar la unii de la bibliotecă sau la unii ziariști sau ziariștii nu prea sunt oameni de cultură, să rămânem clar. Așa, ei sunt oameni care vă vânează pentru nu știu care aspect, bacă aveți părul lung, bacă ghetele prea negre și așa mai departe. Deci, ca să-și poată el subiectul, dacă nu e vorba de cultură, nu ține cont de ce este aici. Gata, am vorbit despre breasla mea. Observați că nu chiar laudativ. Prin urmare, 135 de ani de presă locală. Astea ar fi niște aniversări care să ne umple de mândrie pe noi toți, că iată, am intrat în concertul național. Trebuie să vă spun că eu vin la dumneavoastră și aici s-a chemat în termeni oratorici captatio benevolentia. Vin la dumneavoastră de o plăcere. La Generalul 6 sunt prietenii mei de foarte mulți ani și vă mulțumesc doamnelor profesoare și copiilor. Iar voi, și mai și aș zice, pentru că am fost cândva profesor la voi, e cam mulțișor de atunci, nici n-am stat să număr câți ani sunt de când am fost eu profesor la liceul acesta. Se făcea sala de sport când am fost aici. Asta era pe poze cartină din ceva. Deci, o bucată din suflet am lăsat și eu aici, poate și pentru voi. De ce? Că de aici s-au ridicat și se vor mai ridica oameni de mare valoare. De ce? Pentru că în nădejdea mea, eu am avut chemare în învățământ. Cei drept a trebuit să cam schimb meseria pe presă. Dar mi-a plăcut în învățământ și am avut de una ele la concursurile școlare. Și aș zice că mai am și ceva. Unul dintre IT-știi dumneavoastră mi-a făcut oferta la această carte. O carte de 15 ani de televiziune. Vă avertizez că va apare și una TVV 20, 20 TVV Vaslui, România, Europa. Nu că e groasă sau subțire, pentru informație, deci una din cărțile, hai să zicem, cu aspect monografic, eu am scris și monografia Liceului Bogălnicianu. Deci, o carte care va rămâne în istoria culturală a Vaslui, chiar dacă vrea profesorul dr. Marin, chiar dacă nu vrea el sau nu vor alții. Așa cum, după părerea mea, mă rog, vor rămâne cărți în istoria culturală din trilogia de care vorbesc, Meridianul, care este consacrat și ziarului, dar și activităților culturale și de presă din județul Vaslui, 400 de pagini de mărturii și de sinteze. Trebuie să vă spun că în istoria presei române din toate timpurile, televiziunea Vaslui și profesorul cel care vă vorbește, nu vă vorbesc cu orgoliu, ci ca să vă aduc la cunoștință, suntem în 5 poziții într-o enciclopedie a presei românești. Am început cu asta pentru că este o aniversare și pentru noi, dar într-un fel să vă trezesc interesul, ce dumneavoastră puteți face. Cine însă ne-a adus astăzi aici este poetul nostru național și ce aș vrea eu să spun până la urmă, așa cum am făcut-o și în editorialul de aici, un poet care rămâne mereu al nostru, pentru că ne descrie și când avem câțiva ani, să zicem, somnolase, poți să vedem de la cuibul seama, cine nu știe versurile, era să nu știe cineva, sau la mijloc de coduri, deci sau, ne descrie și când înmugurește dragostea și păcat să-mi spuneți acum că chiar nu iubiți, pentru că sunteți la vârsta aceasta, și n-ar trebui să uităm că Eminescu ne-a adunat gândurile cele mai frumoase, ne-a înfățișat și răutatea vremii sale, cine nu știe de adevăratele pamflete din scrisori,
Dar cred că iarăși nu există unul, tu ești Mircea, da, împăratea, să nu-și aduc aminte de scrisoarea a treia. Așa cum Luceafărul chiar că strălucește pe firmamentul poeziei noastre, naționale. Acum mi-a fugit gândul la pictura lui Bălașa, la chipul, la sculptura pe care alaltăieri am fost părtaș și eu la inaugurare, la Bârlad. Un mare artist, Marcel Guguianu, a realizat o sculptură a apostolului Eminescu și a fost afișată la centrul Mihai Eminescu din Bârlad, despre care noi mai scriem. Apropo, dacă aveți timp să vă uitați pe internet, că aveți ce vede. Și mai scriem și unde putem, inclusiv la Unison Radio. Ce vreau să vă spun, deci, este prieteni. Se prea poate fi vreun dușman, știi? Deci, dragi prieteni, avem noi nevoie de acest model care se numește Eminescu. Nu că ne gândim la frumosul Mihai Eminescu, ci la creația lui care ne prinde sufletul nostru în cele mai ascunse cute ale sale, dar și în ceea ce privește frumusețea românului dintotdeauna. Eminescu a fost un polemist de mare forță. Așa pentru cine iubește un pic de scandal, să știți că unul dintre oamenii care s-a certat grozav și scria unul împotriva altuia urât, nu ne-am putea echipui, era un mare filozof, poate ați auzit de Vasile Ponta. Și atunci, iată și cei mai mari oameni de cultură ai unui timp se pot beșteli între ei, dar fiecare creează câte ceva care rămâne. Eminescu rămâne prin ce a scris și ca poezie, și ca proză, și ca teatru, și aici ar trebui să nu uitați că a fost profesor 40 de ani și vă pot vorbi despre Eminescu ore, ore și iar ore. Dar acum este din nou pledoarie pentru Eminescu. Unora ni se pare că ar fi nu știu ce cadavru ascuns în debala, altora că ne-am săturat de Eminescu, altora că ce ne trebuie Eminescu. Aveți de ales să vorbiți cu văcarul sau cu primarul. Sunt special ca să vă incit la gândire cu astfel de exprimare. Exprimare că toți, dar toți avem nevoie să spunem, dom'le, păi cu cine sunt eu? Cu ăla care mătur sau cu cineva? Adică sunt un om de bază și eu? Am și eu valoare? Nu putem avea valoare mergând numai cu cei care nu au valoare. Facem potrivit că nu pe proști ne clădim autoritate, ci pe deștepți, care să consimtă și ei că suntem toți, iar unul dintre ei este mai bun. Deci Eminescu, să uită domnița la mine, cred că vă țin prea mult de vorbă, Eminescu este o sărbătoare a spiritului și a și pretutinde. Eu vă îndemn să-l citiți, să-l recitiți, pentru că îl regăsiți sau îl găsiți după vârsta pe care o aveți și care ne prezintă pe noi între națiunile lumii, așa cum nu poate face nimeni, nici Ștefan cel Mare, ales personajul tutelar, dar istoric, nu poate face mai bine decât Eminescu, care și-a înălțat poporul român, așa cum Goethe și-a înălțat și-a stabilizat poporul german, Shakespeare poporul englez, Whitman pe american și așa mai departe. Deci, într-un context universal, noi toți, cei de aici, suntem prezenți cu sufletul nostru datorită lui Eminescu. Avem încredere în să-l citim, să-l citim, să-l citim. Vă mulțumesc! Sunt flori de tei, când peste dealuri se ivește luna, să dăruim prin osul dragostei și să-l plătăm în suflet totdeauna. Veniți copii, veniți la Ipotești, când pașii prin Moldovia vă poartă, e voie, e vodul poeziei române. Greu de creveșnicii, părinte, mă dezleagă și lăudat pe veci să fii, dar lumii scară întreagă. O, cerem, Doamne, orice preț, dar dă-mi o altă soarte, căci tu izvor ești de vieți și dătător de moarte. Trei ani al nemuririi nim și focul din privire și pentru toate dă-mi în schimb o oră de iubire. Din haos, Doamne, m-a părut
și m-aș întoarce în haos. Și din repaus m-am născut, mi-e sete de repaus. Hiperion, ce din genunchi răsari contreagă lume, nu cere semne și minuni care n-au chip și nume. Tu vrei un om să te socoți, cu ei să te asameni, dar chiar oamenii cu toți s-ar naște iarăși oameni. Ei numai doar durează în vânt de șarte idealuri. Când valul reacă în oameni, răsari din urmă valuri. Ei doar au stele cu noroc și prigoniri de soarte. Noi nu avem nici timp, nici loc și nu cunoaște moarte. Din sânul veșnicului ieri trăiește azi ce moare. Multe flori sunt, dar puține rode lume o să poarte. Toate bat la poarta vieții, dar se scută multe moarte. E ușor să scrie versuri când nimic nu mai spune, înșirând plin de boale ce din coada au să sune. Dar când inima-ți frământă dorul vii și frământe, și a lor glasuri și a ta minte, stau pe toate să le asculte. Ca și flori în poarta vieții, bat la porțile gândirii, toate cele care în lume, cer veșmintele vorbirii. Pentru a tale proprii patini, pentru propria-ți viață, unde ai judecătorii, neîngurați ochi de gheață? Atunci ți se pare că pe cap îți cade cerul, unde vei găsi cuvântul ce exprimă adevărul? Critici, voi, cu flori deșerte, care roade n-ați adus. E ușor a scrie versuri când nimic nu ai de spus. Ce se uită de-ntunate, urme și bumiți, ce se uită de-ntunate, urme și și
dezmierdări și raze din amor? De unde nu mai străbătrâng primii din ce au apus? Aș vrea, dacă vrea să știu, să te înalți în sus. Și dacă ochii ce-am iubit n-or fi de raze plini, dorul lui de absolut, dacă unul și cu unul nu mai vor să facă doi, Eminescu este chipul infinitului din noi. Eminescu, Eminescu. Come on, so many swans.
nici este toamna, toamnă, nici vara, vara lui și strălinii în țara lui. De la turnul dorogoi, cum dușmani burbuloi și se așează pe la noi. Și cum vin cu drum de fier, toate cântecele pierd, zboară pasările toate din neagra străinătate. Aici, dar pe de altă parte sunt bucuroasă că primăria mi-a cerut în momentul acesta mi-a cerut toată documentația pentru căminul de alături și am venit, cum să spun,
Când am intrat pe ușă, am vrut să spun tare, dar nu puteam să stric tot ceea ce s-a întâmplat aici. Vreau să felicit copiii aceștia de la școala 6. Mă scuzați, la momentele noastre nu am fost de față, sunt convinsă că au fost deosebite și ale noastre. Sunteți niște copii deosebit de talentați și de frumoși în același timp. Vă așteptăm la noi la școală. Vă felicit pe toți că puteți să și continuați să respectați valorile naționale. Aș vrea să le respectăm, să le punem în valoare și pe cele locale. Avem astăzi, prin prezența domnului profesor Marin printre noi, iată o valoare a culturii locale și nu numai. Și de aceea vă doresc mult, mult succes în continuare în tot ceea ce faceți și nu uitați de tot ceea ce este valoros, pentru că altfel, dacă nu mai ținem cont de aceasta, să știți că noi pierim ca națiune. Vă mulțumesc mult, mult!